Începând de luni, pompierii mureșeni au ieșit în stradă pentru a-și prezenta activitatea. I-am întâlnit pe malul Mureșului, unde locuitorii municipiului Târgu Mureș se pot bucura de o plimbare cu barca. Bărcile cu motor din dotarea ISU sunt utilizate pentru salvarea victimelor de la ANEC, dar nu numai. La inundații, când este cazul, în cazul de inundație, să folosește barca pentru a evacua victimele sau persoanele care nu au un mijloc de transport. În centru a fost mobilizat un echipaj SMURD. Am venit aici cu un echipaj SMURD, cu auto specială de transport victime multiple, care o folosim în cazul unor accidente cu mai multe victime. Se poate aduce 4 persoane de cod roșu, grave pe tărci, și 9 în spate, de cod galben, cu mai puține leziuni. Echipajul s-a mai prezentat mureșenilor cu manualele din care sunt pregătiți paramedicii, precum și o trusă de prim ajutor, respectiv un aparat cu defibrilator, prezent în toate ambulanțele SMURD. Astăzi, aici în centru, măsurăm tensiunea la oameni care doresc, bineînțeles, am avut și până acum, și în special cei mai în vârstă se opresc pentru a-și măsura tensiunea. De asemenea, tot în centru, locuitorii au putut afla despre activitatea unui scafandru, pornind de la echipamentul și uneltele indispensabile. Am expus aici o parte din echipamentele noastre care le folosim la scufundări. Să vă explic despre ce e vorba. Avem aici, în primul rând, care e o parte și o componentă foarte importantă, e costumul de scufundare. Acesta e un costum umed, adică are contact direct cu apa, deci nu izolează complet pielea față de mediul acvatic. Avem aici butelia, care e conectată la o vestă de salvare compensare. Echipamentul este completat de vizor, cizme și labe, iar ca unelte, scafandrul are în dotare, printre altele, foarfecă și lanternă. Un element important la scufundări este firul ghid. Se umflă balonul, se leagă, se conectează la firul ghid, marcator de la suprafață, așa se numește. Și cei din barcă sau dacă suntem într-un lac unde e frecventat sau unde sunt și vapoare, așa, să ne observe, să nu dea peste noi. De asemenea, computerul de scufundare este indispensabil într-o acțiune de salvare subacvatică. Computerul indică presiunea, adâncimea, temperatura apei și palierele de compresie pe care un scafandru trebuie să le facă la ieșirea de sub apă atunci când scufundarea durează mai mult. Activități de prezentare a autospecialelor și tehnicii din dotare au avut loc și la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horia. Programul diversificat prin care mureșenii pot afla mai multe despre munca pompierilor va dura până vineri și a fost gândit pentru a celebra în avanpremieră Ziua Pompierilor, sărbătorită pe 13 septembrie.